vorbește tot mai des acum despre moarte, în contextul pandemiei de COVID. Și mi-amintesc că v-am spus probabil de mai multe ori în textele mele sau în intervenții video că moartea nu mă mai sperie pentru că am fost deseori aproape de moarte și sunt împăcat că din copilărie s-a obișnuit cu gândul, probabil toată lumea s-a obișnuit cu gândul că toți suntem muritori și muritoare. Dar mai ales că n-am văzut moartea cu ochii și am înțeles că nu-i tare strașnică, m-am împăcat și mai ușor. Și în ce fel am fost aproape de moarte? Am leșinat. Că noi noapte de fiecare dată când dormim ne apropiem de moarte și a doua înviem și ne continuăm viața pentru încă o zi. Unii nu se trezesc, mor în somn foarte puțin. Dar leșinul totuși nimeni nu poate nega că e o formă de somn mai aproape de moarte. Atunci se oprește, poate să oprească chiar respirația, bătăile inimii, se deconectează organismul ca să te protejeze de durere, de stres. E un mecanism de apărare. Leșinul. Și cel mai urât, am leșinat de vreo câteva ori în viață, sunt tare sensibil la asta. Cel mai urât am leșinat în aprilie 2009, când mi-am înghițit și limba și era să mor. Sufocat. Când m-am trezit din leșin, eram cu limba în gât și mă sufocam și noroc că m-au salvat polițiștii. Dar o să povestesc despre asta mai târziu. Să încep de la primele leșinuri, din adolescență. Mi-am zis că prima dată, probabil prima dată, am leșinat în anii 80, când aveam puțin peste 10 ani și eram cu frații, cu vieri, cu vecini, nu știu cu cine, cu vacile la păscut, pe gâr la râulețului Ilegacea, care trece prin satul nostru, pe lângă, aproape de casa noastră. Dar noi eram încolo, înspre Iaz, pe lângă o plantație de viță de vie sălbatică, folosită pentru portaltoi. Nu știu de ce nu era vaca noastră la cereadă, că funcționa cereadă. Erau plătiți chiar văcari pentru început. După aceea s-au organizat cu rândul oamenii și se duceau fiecare câte o zi pe lună sau când îi venea rândul, depinde câte vaci avea la cârd și depinde câte vaci erau în cârd, nu? Dar atunci nu știu de ce ne-au trimis părinții cu vaca separat, fiindcă era vaca cea nărăvașă pe care se ducea, o duceam la cereadă și ea se întorcea înapoi, trecea Iazul în not. Sau poate era prea devreme, dar nu putea fi prea devreme pentru că e vorba de, nu știu, probabil luna august, când deja se coceau strugurii. Oricum, cert era că ne-am dus cu vaca, cu vacile, probabil era mai mult. Sau poate numai noi eram cu vaca, mai mulți copii sigur eram, poate numai frații. Dar o vacă, poate numai a noastră era. Poate era gravidă și așteptam să fie, deci de asta mama îmi trimitea din când în când la păscut cu ea și așteptam momentul. La cereadă nu mai dai în așa situație, că nu o să-ți aducă nimeni vițelul, vițica acasă. Și eu mă simțeam prost, vlăguit așa, și am rămas cu vacile, dar frații mei, probabil și vecinii sau cine mai erau, cârdișorul acela de copii, s-a dus în vie să caute struguri. Erau niște cârcei mici, dacă e vița e sălbatică, face struguri mici, numai semința și o coajă de dulcie, acrișoară, așa. S-a dus să caute struguri. Eu am rămas cu vaca și mi-amintesc că vaca mă trăgea de curmei și eu nu mai puteam să o țin și am leșinat și m-am trezit când au venit frații și strigau: ce ai lăsat vaca? Au intrat în matușnic, noi ziceam, la plantația aceea de viță de vie, matușnic. Am intrat în matușnic și le-am spus că am leșinat.
Mi-am dat seama că am leșinat. Nu știu de unde mi-am dat seama. Probabil tot atunci, în copilărie, la școală, se făceau niște experimente. Trăgeai de multe ori aer în piept și după ce țineai mâinile la piept așa și cineva de la spate te strângea tare ca să nu mai poți respira. Și atunci simțeai cum te moleșești și cum poți chiar să pierzi cunoștința. Și știam despre pierdut cunoștinței, despre leșinat. Știam de acolo. Dar eu nu experimentasem. Deja când am leșinat atunci cu vaca și am pierdut curmeiul, mi-am dat seama că acela a fost leșin. Și mi-am explicat că leșinul a fost de la o otrăvire cu mâncare. Mi-amintesc că mâncasem niște unt care rămăsese de la o nuntă a unei rude de-a noastră îndepărtate, care rudă a murit și ea după aceea în Ucraina, într-un accident nefericit cu gaz de cahlă. Dar mama parcă îmi spunea, ai grijă că e vechi untul sau nu știu cum a zis. Eu țin minte că am dedus că de la aceea m-am otrăvit. Și după aceea tot la matușnic, tot la plantația aceea de viță de vie, eram deja mai mărișor, ne-am dus cu o mătușă, o soră de-a mamei la lucru, la îngrijit vița aceea de vie. Și tăiam lăstare care creșteau pe alături, ceva de felul ăsta, și lăstare cei mai buni îi lăsam și îi legam într-un fel de sul lung, așa, erau viți de 4-5 metri lungime, ca după aceea să tai din ele portaltoi. Și m-am tăiat cu cuțitul și acum am rana asta pe deget, m-am tăiat cu cuțitul și a țâșnit imediat sânge și probabil era vară, era foarte cald, de la căldura aceea, de la tensiunea aceea, de la munca plicticoasă și obositoare și de la faptul că am văzut sânge, am leșinat din nou și mi-amintesc că m-am trezit doar când striga mătușa, apă, du-te, repede, și apă, s-o speriat și ea, s-o speriat și cine mai lucra cu mine, frații mei sau verii mei, nu știu cine, verișoarele, de fapt. S-au speriat că am leșinat, deci de două ori la plantația de viță de vie. A treia oară, prin anii 90, m-a trimis antrenorul sau m-a chemat antrenorul să vin cu partea mai tânără a echipei la Moscova, eu fiind aproape matur, în 90, cred că deja eram, încă nu eram matur, eram mai mărișor oricum, să însoțesc echipa de sambo sau judo, nu-mi dau seama exact cu ce fel de sport s-au dus ei acolo. Ne-am dus noi, că și eu m-am trântit. El s-a dus la o competiție mai devreme în altă parte și eu trebuia să vin de urmă cu cei tineri pentru o altă competiție în regiunea Ivanovo sau ce, pe lângă Moscova. Și ne-a dat mama de acasă, probabil era după Paști, deci cumva așa, prin luna mai, ne-a dat miel prăjit cu ou. Foarte bună mâncare, na, că atunci nu eram vegan. Dar o durat până ne-o făcut-o, o durat până am ajuns la Bălți, o durat până am luat trenul, o zi jumate până ajungi la Moscova, după aceea până ajungi în regiunea Ivanovo, Iaroslav, nu știu cum acolo. Și mielul acela l-am mâncat probabil deja cam alterat. Și când am ajuns să mă trântesc pe tatami, am simțit vlagă, vlăguire, moleșală, și am ieșit cu unul mai dolofan, foarte tânăr, mult mai tânăr ca mine, pentru că eu se pare că chiar am trișat acolo, m-a pus antrenorul să folosesc certificatul de naștere al altcuiva mai tânăr ca mine, ca să mă trădești și să aduc medalii în sat, ca el să poată raporta la colhoz, că era plătit de colhoz și pentru performanță. Și acela foarte tânăr, nu știu, a făcut un procedeu, m-a dat pe jos, m-a fixat, că este așa procedeu fixat pe spate și dacă ține 20 secunde în sambo sau 10 secunde în judo, se dă punctaj maxim sau e chiar victorie categorică, ipon. Și eu țin minte că atât de greu era pe mine și atât de insuportabil era, încât n-am mai așteptat să treacă secundele cele, l-am bătut și am dat semn arbitrului că mă predau. Spre supărarea antrenorului, dar căruia i-am explicat că sunt mort și puteam să leșin acolo sub acela, dar atunci n-am leșinat. Și după aceea n-am mai leșinat decât în 94. Eram deja student la București, am mers la
Brașov la un prieten, l-am găsit la spital, mi-a dat o veste șocantă și atunci, în fața lui și în fața întregului salon, m-am prăbușit cu capul de dalele cele de teracotă. Și am stat și eu internat câteva ceasuri la spitalul de urgență deja din Brașov. De atunci am și cardiograma făcută de ei, am scanat-o și am pus-o pe primul meu site de pe internet, cardiograma de la vârsta de 25 de ani. Și atunci a fost un leșin cu comoție cerebrală, probabil. Și nu mai amintesc să mai fi leșinat după aceea, până în 2009, când în aprilie 2009, pe 8 aprilie, în spatele guvernului, am fost agresat de poliție, deposedat de o cameră profesionistă a jurnal TV-ului ca asta și una din buzunar mi-au luat-o. Dar de ce? Am dedus că am leșinat, pentru că n-a durat foarte mult, poate a durat câteva secunde. Eu nu țin minte momentul când mi-au luat camera de la jurnal, pe care o țineam îmbrăcată pe mână, era cu reflector, cu baterie mare pe ea. Trebuie să-ți dai seama când vine cineva și ți-o ia de mână, nu? Că nu puteai să o scapi de mână. Era reflex. Deja de 2 ani lucram, de un an lucram la jurnal. Țineam camera ce e stabilă în mână, în diferite situații. Nu țin minte momentul când mi-au luat-o de mână. Deci am dedus că probabil am leșinat și m-am trezit după aceea tot de la loviturile lor. Că prima lovitură a fost aici la ceafă și după aceea mă loveau cu picioarele. Și m-am trezit de la asta și mi-am dat seama că risc să mor și am început să răcnesc. Primul răcnet a fost mama. După aceea m-am luat în mâini și am strigat și... A, sau poliția, cum s-a obișnuit toată lumea. Strigam poliția chiar dacă mă bătea tot poliția. Și nimeni nu a fost pedepsit, chiar dacă pe doi dintre cei agresori i-am identificat și procuratura i-a pus sub urmărire și sub învinuire, dar nimeni nu a răspuns pentru faptele celea. Și nici jurnalul nu a insistat, chiar dacă le-a dispărut lor camere cu casete, video și tot așa. Se pare că din imaginele de pe acele casete am depistat în filmul lui Costea Star și Ataca la Moldova, dar procurorii n-au luat în considerație versiunea asta ca să-l întrebi Costea Star și de unde are el imaginile video, dar sigur era în relații bune cu unul dintre agresori, cel care conducea comandoul de polițai, blondul înalt cu plete lungi, Vitalic Burlacu, care după aceea a fost arestat pentru că încerca să metuiască deputați cu milion de euro sau de dolari, nu știu cum. Dar așa cum, îmi pare că e la libertate deja. Atât de bună justiția de la noi din Moldova. Și am mai leșinat chiar a doua zi. După ce am fost hăituit de poliție, am primit informații eronate că sunt căutat, dar de fapt el căutau pe Ghenadi, frate meu, căruia deschisese dosar penal în ajun pe 7 aprilie. Și m-a găsit poliția acasă, după ce ne-a filat ca pe niște criminali și a aflat unde locuim. Și a venit la ora 9 seara, gazda le-a deschis, eu eram probabil în haina asta roșie sau una roșie ca asta. Și dormeam după două zile nasoale în care o zi am luat bătaie sau patru zile, că filmasem alegerile, filmasem protestele, filmasem maltratările din Piața Mare Adunării Naționale. Eram foarte obosit și chiar dacă acolo la gazda noastră era și un fel de sediu Hyde Park, era oaspete Anatol Hristea Stan, ei stăteau, vorbeau în altă cameră, dar eu m-am retras și m-am deconectat de oboseală. Și mă trezesc deasupra mea cu un polițai pe care o știu că o lovit în Vasile Costiuc și era foarte rău. Mă trezesc cu el deasupra mea și zice mânele în sus și fața la perete sau ceva de felul ăsta. Și m-a ridicat. Și-a ridicat mânele în sus cu fața la perete. Și m-am deconectat, am căzut. Și nu m-am lovit foarte tare pentru că acolo, na, poate mă lovisem de divan sau de podeaua de lemn, dar nu era teracotă ca la Brașov. Totuși mi-am înghețit atunci limba și era să mor. Și noroc tot polițaiul acela pe care știam că e violent a avut destul în minte să zică băi, ăsta se sufocă, nu are epilepsie și nu se preface. Și mi-au deschis gura și mi-au scos limba, că altfel avea să fiu una dintre victimele din aprilie.
și tot la gazda aceea de la Durlești am mai leșinat probabil ultima dată. După miezul nopții la un cutremur, ne-a zgâlțuit, ne-am trezit și am zis, na, instinctiv, hai să ieșim afară. Chiar dacă casa aceea părea destul de sigură, cu un singur nivel, de ce să te stresezi? Hai să ieșim afară. Și am ieșit în grabă afară de pe somn, dar până spornește, până ajunge circulația la creier, în hol am simțit că amețesc și deja potcovit m-am chircit, m-am pus jos ca să nu cad de la mare înălțime, dar și acolo jos m-am deconectat și m-am trezit deja stropit de apă și nu numai. Și au chemat medicii și medicii au zis că da, nu are nimic, s-a speriat. Și iată deci, din când în când leșim și văd moartea cu ochii și credeți-mă, nu-i foarte strașnic.